ieri ai spus că Amos Oz n-a luat premiul Nobel și se așteaptă că să se împace palestinienii cu israelienii. Adevărul e că dacă Comitetul Nobel ar avea oarece demnitate și, nu știu ce să spun, respect pentru sine, îl ar da pentru foarte multe motive, în plus și pentru ca să ajute să se facă pace între israelieni și palestinieni. Pentru că Amos Oz este, face parte din acea acel tip de om opus fanatismelor și opus intoleranței, fără de care nu se poate face pace. Din păcate, însă știm că Comitetul Nobel, care acum anul ăsta, de fapt, anul ăsta voiau să-i dea, dar anul ăsta știți că nu s-a dat premiul Nobel, pentru că au fost niște povești de găsire sexuală acolo și au renunțat. Dacă o să mai grea, o să mai vedem. Acum, da, e un, într-adevăr, probabil că mulți îl cunoașteți, ați citit câteva din cărțile, una, două, trei din cărțile. Eu mărturisesc că cea care mi-a plăcut mie cel mai mult, pe care cred că e una din marile capodopere ale literaturii de azi, este, așa zis, autobiografie, poveste despre dragoste și întuneric, care e mai mult decât o autobiografie, dar care este, dincolo de asta, este și extrem de interesantă din punct de vedere istoric, etnografic, să spun, pentru că oglindește o problemă și o perioadă extrem de complexă și dificilă în istoria poporului evreu, în momentul când întoarcerea în Palestina și Ierusalim se ispește de tot felul de dificultăți și de probleme. Bun, acum revenind la această carte, să spun mai întâi că ea într-un fel continuă, e formată de fapt din trei eseuri și ea continuă sau preia părți din alte lucrări ale lui, o altă lucrare tot dedicată în ghilimele fanaticilor, se cheamă fanatici sau cum să lecuiești un fanatic, așa, și iarăși dintr-o carte extrem de interesantă pentru oricine vrea să înțeleagă puțin despre ce e vorba în judaism. Se cheamă Evreii și cuvintele, e scrisă împreună cu fica sa, Fania Oz Salzberger, și o parte din această, sau mă rog, aspecte, mă rog, porțiuni din această carte, nu știu cum să zic, sunt preluate în unul din eseurile acestei, care se află în acest volum în concentrat. De fapt, care e, simplu spus, ideea acestor trei eseuri? Ideea acestor trei eseuri este că nu putem scăpa prea ușor de fanatici, poate că nu putem scăpa deloc, dar trebuie să ne străduim să o facem și trebuie să nu cedăm ușurință sirenelor care ne povățuiesc într-un fel sau altul, ne cântă într-un fel sau altul, că la fanatism se răspunde cu un alt fanatism de sens contrar. Amos Oz este ceea ce am numit noi astăzi un liberal, adică un om care se opune iliberalismului, unei viziuni legate de societatea închisă, care privește tot timpul cu teamă în afară, care vede dușmani pretutindeni, care se repliază în spatele unor ziduri. Acum, aceste ziduri nu e obligatoriu să fie de tipul zidului chinezesc. Amos Oz explică aici că, de exemplu, pentru evrei nu există astfel de ziduri. Nu a existat niciodată. Există însă zidurile fanatismului religios. Există zidurile unor convingeri puternice, unor ideologii. Și aceste ziduri sunt chiar mult mai greu de dobărât, de dărâmat, decât zidurile chinezești.
fanatismul este că el împarte lumea radical între bine și rău. Și cel mai rău este atunci când observă Oz, fanaticul de fapt are intenții bune. El vrea să te ajute, el vrea să te facă om, el nu vrea să-ți facă rău, dar vrea să-ți facă bine, dar să-ți facă bine chiar și tu când nu vrei. Asta mi-amintește de o poveste pe vremuri când un grup radical de feministe protesta împotriva faptului că femeile vor să poate totul în an. Și erau revoltate de asta. În Franța, pe undeva, erau revoltate și, mă rog, respectiva care purta tot sau nu știu cine, mi-a spus, dar așa vreau eu, era mama. A zice, da, da, ai o conștiință bolnavă, o conștiință falsă, nu înțelegi de fapt care este problema. Asta e. Fanaticul, fie că el se referă la religie, sau că e un vegan, sau că e un fanatic al corectitudine politice, sau în orice altceva, el vrea să-ți facă bine. El apoi nu recunoaște nuanțe. Nu există pentru el griuri de diverse categorii sau culori mai deschise sau mai închise. Totul e la fel. Dacă trebuie lovit răul, el nu poate fi lovit decât în totalitate. Se aruncă, cum se spunea, copilul apa udară împreună cu copilul curățit, ca și cu tot ce mai e în bun. În consecință, e o carte care încearcă să lupte împotriva acestei idei. Sigur că sunt lucruri acolo, veți afla, sunt lucruri care sunt foarte asociate sau foarte legate de ceea ce se întâmplă astăzi sau în anii ăștia în Israel, cu o dreaptă condusă de Netanyahu și susținută de lideri religioși și de partide religioase care împing lucrurile prea departe în direcția raporturilor cu lumea arabă, mai ales cu palestinienii și nu numai cu ei, dar și cu, asta e ceea ce observa Mosos, o parte semnată a publicului israelian care are alte opinii. După el, acești oameni nu numai că denaturează democrația sau așa ceva, dar denaturează chiar spiritul iudaismului, ceea ce e foarte interesant să vedeți și de ce spune și pe ce se bazează. Trebuie să spunem totuși aici că Amos Oz, asta se vede clar și din cartea cealaltă la care m-am referit, Evrei și cuvintele, este un laic, un secular, un ateu chiar. E greu, e ateu și e liberal. Nimic mai rău. Bun. Mă opresc aici, poate